Tragedie în Deva, sâmbătă dimineața, când un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul 7. Totul s-a întâmplat pe strada Mihai Viteazu în jurul orei 8 dimineața. În urma impactului, bărbatul, cetățean italian, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. La data de 8 aprilie 2023, ora 8:14 minute, Poliția municipiului Deva a fost sesizată prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că pe strada Mihai Viteazul din municipiul Deva un bărbat s-a aruncat în gol de la etajul 7 al unui bloc, iar în urma impactului cu solul acesta a decedat. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 37 de ani, cetățean italian. Din primele cercetări preliminare, nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei infracțiuni. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.